Salut și bine ați venit la podcastul Povești cu minți, unde abordăm subiecte de sănătate mentală din diferite perspective. Suntem Ilinca Niță și Mara Diș, medici psihiatri de copii cu formare în psihoterapie. În episodul de astăzi îl avem alături de noi pe Vlad Popescu, medic specialist pediatru, care ne va împărtăși din experiența lui ca părinte al unui copil diagnosticat cu ADHD. Vlad este un medic dedicat și răbdător, dar și o persoană caldă și prietenoasă, care are întotdeauna la îndemână o glumă bună pentru a destinde atmosfera. Bună, Vlad, bine ai venit și ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră de a fi prezent astăzi aici. Bună și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Te-am rugat să ne povestești puțin despre tine și familia ta. Eu sunt medic specialist pediatru din 2013. Sunt căsătorit, avem doi copii. Radu cel Mare, despre care o să povestim astăzi, care imediat face 10 ani. Și mai avem un băiețel de 3 ani și 3 luni, Robert, care este neurotipic și, nu știu, cam atât, cred că. Ce să vă mai zic? Mulți, Mulți ani înainte, înainte. pentru amândoi. Uh, să Și Când uh, ai observat ceva diferit? Spuneai că astăzi vom povesti mai multe despre RADU. Când ai observat ceva diferit la RADU? Uh, ca să, să fiu corect, așa cu, cu mine, cred că undeva pe la vârsta de 2 ani RADU era, se vedea un pic diferit față de alți copii. Deși niciodată n-am putut să dau seama cu, cu exactitate foarte mare, pentru că intervine și subiectivismul de părinte, și uh, clar e foarte greu să-ți să dai seama. Uh, cu toate astea, se simțea diferit, uh, era agitat, uh, te ignora de multe ori. Repet, a fost foarte dificil pentru că Radu a și început să vorbească destul de devreme, vorbea destul de bine, învăța poeziile, era deliciul bunicilor, nu, nu a avut întârzieri pe, pe partea asta de achiziții. Atâta că milestone-uri de astea le-a le achiziționat mai târziu. Întrebarea de ce a venit undeva pe la, după patru ani avea momente când uh, nu înțelegea ce vorbim noi sau repeta uh, cuvintele. Dar cel mai, cel mai pregnant s-a observat în grădiniță. Pe la 2 ani jumate l-am dus la grădiniță și acolo uh, nu, nu interacționa cu copii, nu era, se vedea clar că e, e diferit față de ceilalți. Mm -hmm. Și această agitație în continuu, o, o mișcare în continuu, în continuu. Deci, practic, ce ați observat și tu, și mă gândesc că și soția ta la început a fost partea aceasta de agitație, cum a zis tu, fiind în continuă mișcare, și partea că interacționa diferit sau mai puțin cu copiii comparativ cu cei de vârsta lui. Mai, da, ce vreau iară să menționez. Întotdeauna știi că într-o familie când se naște un copil zice seamănă cu maică sau seamănă cu taică sau seamănă cu unchiul. Că așa era și, mm -hmm, da. uh, și întotdeauna găsești similitudini și spui, da, uite, e agitat pentru că seamănă cu maică-sa, care este o colerică, mm -hmm. sau seamănă cu bunicul, că așa era și el, da? Unii copii mm -hmm. vorbesc mai târziu și spui, nu-i nimic, că așa e și un cheșu, a vorbit la patru ani, sau Lucian Blaga a vorbit la patru ani și acum e, mă rog, a fost mare poet deci, chiar și soția ei farmacist, deci chiar și într-o familie de, hai să zicem, medicală, e foarte greu să-ți să, să, să -ți diagnostichezi propriul tău copil. E greu. Repet, nu avea toate niște elemente foarte clare. Și toată lumea zicea, uite, e o sfârlează, e, e energic, e ăsta o să, nu știu, fie sportiv sau. Ok? Deci și tot background-ul ăsta creat, cumva îți dădea și ție speranțe că e totul ok. A, având în vedere ceea ce ne-ai descris până acum, a, ar fi confortabil pentru tine să ne spui care este diagnosticul și poate la ce vârstă a fost stabilit? A, da, e confortabil că deja au trecut atâția ani și nu cred că e un, nu știu, n-ar trebui să fie un subiect tabu. Atunci, pe la 2 ani jumate, 3, cam așa, am, am, primit primul diagnostic de sindrom hiperkinetic și atunci nu aveam elemente de, de TSA, da? de tulburare de spectru. Din potrivă, erau fără niciun element de TSA, adică psihiatrul la vremea respectivă ne-a asigurat că va fi totul ok, că așa am plecat, în orice caz am plecat din, din cabinetul psihiatrului cu o speranță în noi, așa, cu o încurajare, da, că e doar un pic de hiperchinezie, deci puțin, puțină agitație, da, senzația asta ne-a lăsat-o și să știi că, Chiar dacă ești, nu știu, chiar dacă sunt pediatru, de fapt știi că ești, ești medic, când mergi la alte specialități, ești pacient. Ești pacient și, și părinte. Și părinte. Rând. Și nu, cum să zic, deși ai habar despre ce vorbește, în același timp ești, nu știu, aștept să, să, să vorbească cu tine ca și cu un, ca și cu un părinte. Mm -hmm. Și uh, primul diagnostic ăsta a fost uh, cam atunci, între 2 ani jumate și 3 ani, mai țin minte exact, exact. Și dacă tot am ajuns la diagnostic, aș vrea <coughs> să te întreb uh, care a fost sau când a, a apărut uh, dorința asta de a apela la serviciile unui specialist în sănătate mentală? Păi, imediat după ce am observat... Uh, a tipia lui, da, la grădiniță, atunci am zis că e cazul să, să mergem să facem o evaluare. Ni s-a tras atenția și de la educatoare, uite, Radu e un pic diferit, nu participă la activități, vrea să se joace numai singur, sau uh, uh, eu îl strig, hai, el pleacă în partea cealaltă, da, în momentul ăla am zis, zic ok, și eu am simțit că e... Poate un pic agitat, dar uh, am zis să, să avem un diagnostic. Dar recunosc că am mers cu emoție. Deci, emoția am trăit-o. Nu, Nimeni nu merge la psihiatru, nu știu, ca la dentist. La dentist. M-am zis, dentist, dar și la dentist mergi cu frică. <laughs> <laughs> nu, nu mergi. Nu mergi ca la pediatru. Are un muculeț, mă duc să văd ce e ce are. Mergi cu, cu teamă. Și prin faptul că ne-ai povestit puțin despre experiența ta cu specialistul în sănătate mentală, aș vrea să te întreb, privind acum înapoi, sunt lucruri care ți-ai fi, ți fi dorit să decurgă diferit? Da. Da, sunt. Mm. Cred că aș schimba mai multe Cred că primul primul, primul medic l-aș schimba. Abordarea asta lejeră da, ne-a ne dat niște speranțe false, zic eu. ok? Uh, am și intrat într-o. Uh, am și fost îndrumați către psihoterapie, la un psiholog, dar nu mergea deloc bine psihoterapia, adică radul nu, nu progresa. Între timp, eu diagnosticam sau ridicam suspiciunea de, nu știu, ADHD sau uh, tulburări de spectru, îndrumam oamenii către, către psiholog, chiar către acel psiholog, da, unde mergea și fiul meu, și oamenii îmi spuneau că, virgulă, copiilor progresează, că văd îmbunătățiri în comportament, în activități, în... și al meu nu simțeam că, că Radu bate pasul pe loc și ceva a fost greșit. Ceva a fost greșit în abordarea inițială. Am început din start terapie ABA, care, nu știu, a fost o greșeală, zic eu, pentru noi. Nu, 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 nu a dat roade deloc. S-a, s-a frustrat, era frustrat enorm, de frustrat. Nu era zi din săptămână să nu să nu ne, să nu urlăm unii la alții, să nu urle el, săracul, să încercăm să-l facem să stea la masă, să îi punem mâna pe creion, să îl promptăm de 11.000 de ori. Era o, era o luptă, era parcă, parcă încercam să-l dresăm. Și el niciodată nu, nu a vrut să fie dresat, nu știu atunci am, am, schimbat macazul, am zis, zic, ceva nu merge, ceva nu-i bine, dar al, am insistat. Am insistat un an, un an și pe această terapie. Radu închidea ochii, țin minte și acum, mergeam cu mașina și când recunoștea câteva străduțe, cum recunoștea câteva străduțe, închidea ochii și îl vedeam în, în oglinda retrovizoare cu ochii închiși, strânși, și îl întrebam, ce-i tati, de ce ai închis ochii? Zice, știu că mă duci la aia și nu vreau să văd drumul. Și acum îmi dă fiori când, când zic chestia asta. Și îl lăsam, pentru că era 50 de minute terapia, la un moment dat mi-a zis, o să fiu atât de rău ca să vii după mine să mă iei și să nu mă mai aduci aici niciodată. Atunci, în momentul ăla, am zis, zic, ok, ceva nu merge. O, E clar că, că el nu vrea să fie aici, și această terapie nu funcționează. Psihologul la acea, la acea vreme ne tot spunea că s-ar putea să fie eroare de diagnostic, ne tot dea feedback că ceva nu e bine, ceva nu e bine, că nu merge, că nu merge. Dar niciodată nu și a pus problema că poate ar trebui să schimbe abordarea după care am încercat alt pe altcineva, pe mine m-au impresionat fetele respective, au afișat profesionalism, au făcut o evaluare complexă, atât ca și părinte, ca și, și ca medic, zic asta, adică s-a văzut diferența. Deci s-a văzut diferența clar. Au început o evaluare, o, o terapie bazată pe, strict pe deficiențele lui. Unde avea el uh, micile deficiențe, și progresul a fost, cum zicem noi în medicină, lent favorabil <laughs> sau ușor favorabil. Bine, în prezent am mai schimbat <laughs> câțiva psihologi, dar uh, și acum am rămas în, la cineva cu care suntem mulțumiți, dar uh, am încercat tot felul de abordări de terapie atât aba la început după ce am încercat o terapie cu teoria atașamentului așa, pe teoria atașamentului. Okay. Și aia a dat ceva rezultate. Dar să fiu sincer, cel mai mare progres pe care Radul înregistra era cel cronologic. Cum înainta în vârstă, cum automat el gestiona niște chestii în plus. Mai bine. Îți mulțumim tare mult pentru că ne-ai împărtășit experiența voastră și îmi pare rău, pentru experiența neplăcută de care ți-a făcut parte. O să vină, exper... mă scuzi, experiența nu se încheie aici, adică cam tot ce am povestit eu undeva până pe la vreo 5-6 ani, deci mai avem încă. Mm -hmm. <laughs> da, ani. mă ref... da. da mă refeream de experiența neplăcută, neplăcută în legătură da. cu prima terapie și cu faptul că, într-adevăr, poate specialistul sau abordarea nu era cea mai potrivită pentru Radu. Da, e, e foarte delicat. E, 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 subiectul și patologia, da? ca să zicem așa, e foarte delicată. Dacă în domeniul meu, nu știu, o rinofaringită, o tratezi la fel, nu contează la cine mergi. Aici cred că e mult, mult, mult mai greu. Da, într-adevăr, clar, fiecare intervenție și modalitate trebuie cumva individualizată în funcție de pacientul pe care l-ai în față. Dacă ne-ai povestit până acum experiența cu terapia, aș vrea să ne spui puțin despre partea de medicație. Dacă i-a fost prescrisă lui Radu, în ce a constat și ce ați observat voi? Păi, până pe la șase ani am avut doar suplimente alimentare, că nu se dă. Am încercat, nu greșesc, scuze, am încercat și niște carbamazepine dar din nou nu s-au potrivit, îl toropeau îl plioșteau foarte tare era absent, era cu ochii jumătate închiși îl sedau, practic îl sedau și starea aia de, de sedare îl enerva foarte tare, că îl enerva sentimentul ăla de și era iritat tot timpul și atunci am întrerupt carbamazepina deci până pe la șase ani am zis că dăm, am dat doar suplimente, da? de suplimente alimentare, vitamine și uh, omega 3, și știți foarte bine ce se dă. Uh, după șase ani am început cu, cu terapia specifică pentru ADHD. Am început cu concerta, din păcate, din nou la noi nu s-a potrivit îl agita foarte tare într-o, și acum țin minte, era într-o vacanță de iarnă, ca și asta. Am zis că începem cu concerta și a fost groaznic. E ca și cum ai arunca gaz pe foc. <laughs> era, era explodat. De dimineața până seara, într-o continuă agitație, sărea peste tot, mi a fost foarte greu și ziceam că așteptăm, așteptăm, așteptăm să, să ca medicația să-și facă efectul. Am avut răbdare, nervi nu prea <laughs> și după aia am întrerupt, că am zis că nu are sens, nu ni se potrivește și după care am schimbat pe stratera. Cu stratera din nou am avut răbdare ca să-și facă efectul medicamentul și se pare că ăsta ni se potrivește. Și de atunci mm -hmm. suntem pe Stratera. Și cam care a fost momentul în care ați observat îmbunătățiri? Sau, și în ce au constat îmbunătățirile respective? Uh, îmbunătățirile, păi imediat după ce am început Stratera, nu știu, la vreo două săptămâni, o lună, uh, vedeam că e un pic mai liniștit, da? Deci nu, uh, salturile nu sunt. Uh, nu sunt mari. Sunt, uh, sunt mici mici victorii pe care le obții, mm -hmm. dar niciodată nu câștigi concursul. Nu știu cum, cum să mă exprim. Uh, N-a fost nimic game changing pentru noi, dar am încercat-o la un moment dat, am încercat o pauză de stratera și am văzut cum e fără. <laughs> și am zis, ok, mm -hmm. e o diferență mare. Pentru că, nu, ca părinte nu realizezi nu realizezi tot timpul progresele, da? Ca terapeut le vezi, sau ca și specialist, da, psihiatru, le vezi de la o lună la alta. Când vine în cabinet, cum se comportă, cum când stai acasă și ești 24 din 24 împreună, situația e alta. Dar, conform prospectului, da, am observat, Mici îmbunătățiri, cam de la două săptămâni, o lună cam așa, de la începerea medicației. Și dacă tot ne-ai povestit până acum de emoțiile cu care te-ai confruntat, cu care v-ați confruntat prima dată când ați apelat la un psihiatru de copii, aș vrea să ne povestești puțin și despre fricile și așteptările pe care le-ai avut sau le-ați avut împreună legat de tot procesul, terapie, consult psihiatric și medicație. Acum, trebuie să recunosc că nu am avut frici legat de, de medicație și de consult, de, pentru că, nu știu, sunt, Norocul zic eu, norocul lui este că, nu știu, tai că soi pediatru și sau medic sau whatever, și înțeleg lucrurile astea. Cred că ar fi, uh, mi este greu să fiu, să fiu uh, obiectiv, dar sunt n-am cum, deci trebuie să n-am cum să fiu obiectiv aici. Uh, noi n-am avut temeri legate de, de terapie, adică am mers pe recomandarea psihiatrului întotdeauna nu am nu am încercat dacă citeam sau auzeam cel puțin o sunam pe Ilinca, vorbeam cu ea, da? Vedeam ce zici de asta, crezi că ar merge sau am putea să facem și asta sau era nu știu, o, o discuție strânsă, o colaborare strânsă cu cu ea. Și nu, nu n-am avut temeri legate de, de medicație, chiar nu. Iar legat de terapie, legat de terapie, ei, acolo, acolo am cam schimbat terapeuți. Nu mergea bine. Deci nu mergea bine în, în terapie. Cred eu, e o explicație, nu trebuie să fie cea reală, el a, de atunci, de la 3-4 anișori, el a rămas cu ura asta, când că știa, tot timpul știe că mergem la psiholog, mergem la... Degeaba am încercat, zic, că e o, o prietenă, un prieten de alu, nu merge, nu... Deci știa că îl ducem la psiholog și atunci chestia asta pe el îl, îl, enerva la culme. Acum suntem la un psiholog cu care comunicăm foarte bine. Și el comunică bine și el este încântat. I-a dat niște instrumente cu care să lucreze, da? un, un schedule, un program. De care a reușit să se țină, și, și e mândru și el. Și atunci, văzând că a funcționat metoda terapeutului, a început să aibă și el încredere în, în, în terapeut. Repet, are aproape 10 ani, deci altcumva se discută cu el, nu ca și la, la 4 anișori. Mulțumim că sunteți alături de noi până în acest moment. Pentru a ne susține și a nu rata niciun episod din podcastul Povești cu minți, vă invităm să apăsați butonul de subscribe de pe platformele YouTube, Spotify, Apple Podcast, și de asemenea să dați follow paginilor noastre de Instagram și Facebook. Ne povesteai la un moment dat despre faptul că, înainte de a apela la serviciile unui psihiatru de copii, ai avut anumite bănuieli. În legătură cu diagnosticul, um, oare îți mai aduce aminte ce trăiri ai avut în momentul în care ți s-au confirmat cumva bănuielile? Da, groaznic. Nu, nu știu, e un, e un sentiment uh, oribil. Nu știu, și acum mă, mă emoționez când mă gândesc e în momentul când, când ai un copil, viața ți se schimbă. Nu ți se termină, nu? Cum zic unică că ți s-a încheiat viața. Nu ți s-a încheiat viața, ți s-a schimbat. Eu întotdeauna zic că am o vorbă. Avea un copil e, e o chestie dureros de dulce, cum zicea Nikita Stănescu. Țin minte în liceu, mai știu prin ce clasă am studiat, am învățat oximoronul ca figură de stil. Și era asocierea de două cuvinte care se aparent sunt opuse ca și sens. Și era în poezia lui Nikita Stănescu, în Leoaica tânără iubirea, era asocierea asta, iubirea era dureros de dulce. Exact la fel e și cu un copil, viața. Viața e dureros de dulce alături de un copil. Deci a fost a fost și este în continuare dureroasă. Dar revenind ca sentiment, e comparabil, așa, ca să, să încerc să fiu cât mai, mai exact, e comparabil cu, cu, sentimentul ăla că pierzi pe cineva pe care îi iubești. da, când îți moare cineva apropiat sau când te-a părăsit iubitul sau iubita, durerea aia e o durere mare, da? Dar nu când te-a părăsit iubita de o săptămână, când, nu știu, te-a te lăsat uh, iubitul la altar sau, eu știu, sau moare cineva foarte, apro foarte apropiat. E o, e o durere și uh, știi ce e interesant? Că nu trece durerea asta. Adică e, e undeva în, în spate... În, în, în adâncul tău și surdă, ok? și din când în când ți se acutizează. e foarte, foarte urât sentimentul când uh, să, viața cu sau familia, nu știu cum se, viața cu un copil atipic e e groaznică. Norocul, totuși, norocul nostru e că Radu nu este o, nu este atât de sever să zicem, da, ca și caz și sunt Oameni care au probleme mult mai mari. Cu toate astea, să vezi ori de câte ori ieși undeva, ori de, ori de câte ori te întâlnești cu cineva, acea durere se, se, se acutizează, pentru că încep sentimentele, ce o să zică, ăla? ce o să spună aia, ce o să se întâmple dacă face lucrurile alea, ce se întâmplă dacă nu-și poate controla emoțiile și începe să alerge dezorganizat prin casă. Ce se întâmplă dacă se strică ceva la oamenii ăia? Pentru că în preajma unui copil cu ADHD, tot timpul se strică chestii. Tot timpul se sparg oale, să nu știu, vase, tot timpul se rup, se sparg televizoarele, se... nici ei nu vor să facă asta, evident, numai că se întâmplă. Eviți să mergi la oameni în vizită, preferi să vină oamenii la tine acasă, pentru că mediul de acasă este foarte, e mult mai controlat și dacă se strică ceva, <laughs> e al tău. E, e un sentiment, de câte ori am zis un sentiment urât? Cred că de multe ori am zis, da. E, și cred că cel mai urât e că e constant. Moare cineva apropiat peste câțiva ani, da, you move on, trece, durerea respectivă, îți rămân doar amintirile, aici nu trece. Durerea asta o, o împărtășesc mulți membri ai familiei, nu doar unul sau doi, toată lumea împărtășește, bineînțeles, cu grade diferite, dar uh, și este, uh, uh, dacă pot să mai adaug, e, e, e asociată, vine uh, durerea asta cu o grămadă, o grămadă de sentimente cu, cu invidie față de alții, da? Cu, uh, și îți dai seama că e nenatural să, să, să simți asta, dar o simți totuși. Uh, sentimentul ăsta de nedreptate. De ce, de ce mi se întâmplă mie? De ce nu pot să fiu și eu ca și X sau Y, nu? De eu de ce nu pot... <coughs> scuze, eu de ce nu pot să... Uh, pur și simplu să stau liniștit, să beau o cafea și să povestesc cu, cu, un om? Trebuie tot timpul să stau să fiu atent ce se întâmplă, cum se joacă copiii, cum se, ce, ce, va face copilul meu. C -c -c când era micuț, acum e infinit, infinit mai bine, când era micuț, nu puteam ieși în oraș. Pur și simplu statul la o cafea, în oraș, la o terasă, era un calvar, pentru că el fugea printre mese, mergea la alții, le lua pe obiectele de pe masă, trebuia să fie tot timpul după el, scuze, îmi cer scuze, punem radu, punem la loc, asta nu-i voie aici, ne întoarcem acum, acum mergem dincolo, e, e extrem, extrem de obositor, foarte obositor să faci asta în continuu. E o greutate foarte mare pentru, pentru familie și pentru relația de cuplu. Apar sentimente de vinovățire sau de ură față de celălalt de lângă tine. Trebuia să faci asta. Trebuia să faci altceva. Fi și tu mai implicat. Nu te poți implica la slujbă cât ai vrea, să-ți faci jobul, pentru că tu trebuie să ai tot timpul grijă de, de copilul tău. Cred că am schimbat, Mara, cred că am schimbat, nu știu, zeci, acum peste zece, da, bune. Îți dai seama ce face asta pentru un copil? Toate veneau și plecau. Toate veneau și plecau. Stăteau un pic, plecau, ziceau, eu nu fac față. Le teroriza pe fiecare. Am fost dați afară de la nu știu câte grădinițe. Pe principiu, nu se poate colabora cu el, este prea agitat. Toată lumea zicea, zicea asta. Ne făceam listă cu toate grădinițele din Cluj și le luam pe rând. Când aveam liber de la lucru, mergeam la grădiniță și povesteam. Am un băiețel care are atâția ani, care are diagnosticul ăsta, care așa. Cum procedați? Pot să-l înscriu la dumneavoastră. Ce părere aveți despre tulburările astea la copii? Ce atitudine aveți vis-a-vis -vis de? Toată lumea îți spunea, da, sigur, noi îmbrățișăm pe toată lumea, puteți veni, dar în două săptămâni ne dădeau bani înapoi. Să mi se prea, grădinițele private îți dau bani înapoi. E, 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 un sentiment, zici că returnezi un pachet, știi? Te duci și îți dă banii înapoi. Și zic, dar am plătit. nu nimic, nu nimic. Vă dăm banii înapoi. Vă dăm bani înapoi. Stați liniștit. Nu mă luați-l de aici. E, e groaznic sentimentul ăsta. Îți mulțumim tare mult că ai împărtășit cu noi partea asta. Eu aș putea vorbi în continuu despre, despre lucrurile astea, dar ajută-mă tu cu întrebări pentru că altfel bat câmpii. <laughs> nu bați câmpii, e foarte important și cumva cred că îi va ajuta pe cei care, care vor asculta episodul și implicit experiența ta. Încerc să-mi imaginez cei, cei în sufletul unui părinte care nu are cunoștințe medicale, nu înțelege. Încerc să, să, să mă pun în locul lui și, și nu știu ce e acolo. Groaznic și înțeleg ce se întâmplă, da? Înțeleg ce abordare ar trebui să am și cu toate astea nu reușești. Ca părinte, nu reușești să faci 100%, nu știu, cred că nici măcar 90-80% din sfatul terapeuților, mă rog, specialiștilor. Nu reușești. Pentru că tu nu ești terapeut, da? Nu poți în casă să ai atitudinea, o atitudine da de, de, de terapeutică non-stop. E, se zice că nu-i bine să-i certi să-i pedepsești. E, ajungi să o faci de nu știu câte ori și să-ți dai seama, iar am făcut-o și nu trebuia. Iar am făcut-o, iar am urlat la el, iar l-am amenințat. Dar nu poți, pentru că te aduce într-un stadiu de, de uzură, da? îți pierzi orice, orice urmă de răbdare. Și eu, lumea zice că sunt un, un om răbdător. Și încerc să-mi imaginez ce e în sufletul unui părinte sau a părinților care nu știu despre ce-i vorba. Nu înțeleg. Zilele trecute chiar i-am uh, pus o programare ilincă, i-am trimis o fetiță de patru anișori, clar, cu semne evidente de, de TSA și de ADHD. O agitație în continuu. O, o mișcare brauneană era acolo. De Era... Și s-a plimbat până la, până la 4 ani, până la 4, 3 nu, scuze, 3 ani și 5 luni, da, 3 ani și 5 luni, până la vârsta aia nimeni nu i-a spus nimic. Și am întrebat, ați mai fost la specialiști, ați mai fost la pediatri. Am fost. Și nimeni nu v-a zis nimic, nu. Nimeni nu le-a zis nimic. A început să plângă femeia. E specialitatea voastră, e, e o specialitate extrem de crudă, zic eu. Din punctul ăsta de vedere, a început să plângă femeia, și, deși purta mască, era... Uh, nu-i vedea în fața complet, dar ochii erau înlăcrimați, și îi tremura vocea, și uh, zicea uh, că vă mulțumesc, vă mulțumesc că mi-ați confirmat uh, niște bănuieli pe care le-am avut dintotdeauna. Da, bine, am insistat, nefiind psihiatru, am zis că, totuși, diagnosticul trebuie pus de specialist, dar. Am îndrumat-o să apuce calea asta, calea terapeuților. Și stătea, nu știu, încerc să-mi cât, cât mai stătea, cât mai stătea cu fetița. Un an, doi, trei. Și mama aia simțea, simțea că fetița ei este diferită, e, nu e ca ceilalți copii. Da, într-adevăr, știu că ai spus că specialitatea noastră este crudă. Da, poate, într-adevăr, comunicarea diagnosticului e foarte dificilă reacția asta a acestei mame a fost deși extrem de emoționantă și pe mine m-a mi pus nod în gât, cred că mai frecventă e cealaltă reacție, da, cea opusă, care zice, nu are nimic, copilul meu nu are nimic, ești un, ești un medic prost. Negarea, Ce? din păcate... Negarea e, și... e, cea mai, e cea mai întâlnită. Am avut o reacție aproape explozive. Cum, cum îmi permit să spun așa ceva? Hai să ieșim din cabinet, auzi la asta ce... Numai că n-a zis auzi la asta. Da, deci vă mulțumim pentru părerile dumneavoastră, dar nu sunteți specialist. Hai să, hai să mergem, îi spunea soțului, hai să ieșim de aici. Ca și cum ce bălării vorbește asta, ne jignește, auzi. E ceva neregulă cu copilul nostru. Așa cum ai descris până acum, suntem recunoscători că există și alți medici din alte specializări, așa cum e și tu, care ridică un semnal de alarmă și nu lasă copilul să părăsească cabinetul și implicit familia, mergând mai departe fără cumva să acceseze sau măcar să îndrume spre un specialist din domeniul sănătății mintale. Ce aș vrea să te rog să ne spui, ca și părinți, ai descris până acum lupta pe care ați avut-o începând cu grădinița și cu ce înseamnă sistemul educațional pentru un copil cu dificultăți de sănătate mentală. Ați colaborat cu școala ca și părinți și dacă da, în ce a constat această colaborare și cum a fost pentru voi? Din păcate, colaborarea cu, cu școala este una foarte, foarte proastă. Sistemul educațional e extrem de găunos. Nu numai educațional, cred că toate sistemele în România sunt, sunt putre de găunoase, dar cel educațional, senzația mea e că nu s-a schimbat mai nimic de, nu știu, cu 30 ceva de ani de când am făcut școală. Nimeni nu vrea să. Muncească un pic în plus, da? Să uh, acorde un pic mai multă atenție. Am încercat să vorbesc, să le explic, învățătoarei, de exemplu, despre patologie, te ascultă, dă din cap și tot la fel procedează, adică nu înregistrează nu, nu nimic, nu, nu, nu se întâmplă nimic acolo. Uh, iau măsurile pe care le iau, sunt uh, mecanice. E la modă acum, cum ai un copil uh, ușor diferit, cum trebuie să-i aduci shadow. Deci toată lumea uh, a auzit de shadow și uh, cer cu o nonșalanță toată lumea shadow. Adui însoțitor, adui însoțitor, adui însoțitor. Asta în condițiile, aș vrea să menționez, în care e un copil inteligent cu IQ peste medie, deci... Radu e, zic eu, un mic geniu, dar. Adică, el nu are probleme cu, cu învățatul cognitive, el are probleme pe partea de atenție, de concentrare și răbdare. Școala vrea să aibă, învățătorii, da? Vor să aibă o clasă plină de. Acum o să mă urască părinții de fetițe plină de uh, fetițe cu codițe care stau cu mânuțele la spate și care ridică două degețele sus și nu vorbesc de întrebate ok? deci cum nu manifestă niciun interes în plus față de, nu numai de copilul meu de, de, de ceilalți copii învățătoarea, de exemplu, nu știe că Gigel este pasionat de fotbal că Ionel uh, nu știu, colecționează timbre dau, dau un exemplu Că, nu știu, Radu al meu uh, uh, face tot felul de invenții, că uh, Mara, da, cântă la pian, că uh, habar nu are. Tot ce se întâmplă la școală este uh, stai în bancă, ascultă lecția, scrie și nu deranja. Este exact ca cu 30 de ani. I-am am, -am spus învățătoarei într-o discuție, ați încercat să. În loc să predați ora aia de educație civică. Zic, ați încercat să faceți o, 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 lecție în care, o oră în care să, să, un fel de show and tell, da? Cum e la americani, în care să discutați cu, cu copilașii, să vedeți ce le place lor, ei ce vor să facă. Și nu. Din păcate am ajuns și pe la director și pe la cu, cu problemele noastre. Le e teamă, le e teamă radoare și dosar făcut de, de CES, de uh, copil cu cerințe educaționale speciale, și le e teamă să nu se iște un, uh, un scandal mediatic. Și atunci, directorul e, da, 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 uh cum spui tu, uh, domn părinte, da? <laughs> Domnul părinte, uh, cum, uh, cum spuneți uh, dumneavoastră și. Dar doar ca să nu iște un să nu riște un scandal în media. Ce mai vreau să adaug, toți, toată lumea cere acest însoțitor ca să nu mai facă nimic. Ideea lor de însoțitor, ideea învăță, da, de, de însoțitor înseamnă, practic, nu este însoțitor, e gardian la copil. Da? Deci ei au nevoie de un gardian care să se ocupe. Învățătoarea, de exemplu, îmi spunea că are nevoie fiul meu de însoțitor ca să nu mai fuge, să nu mai fugă, scuze, să nu mai alerge în pauze prin curte, de lângă ea. Dacă, dacă iese pe ușă. Și a spus, doamna învățătoare, dar nu asta face un însoțitor. Nu o să alerge după el prin curte, vă dați seama, e absurd. Nu o să-l țină legat de, de de ea sau de el, acel însoțitor. Înțelegi? Deci, ideea lor de însoțitor este e alta, că în rest nu are nevoie. Dacă ai ști cum să-l promptezi, să-l să valorifici, uh, i-am zis, ați încercat, de exemplu, să-l întrebați pe, pe, Radu, că vorbim de Radu, temerile învățătoare erau că fuge de lângă ea și nu ascultă. Dar zic, ați încercat să-l întrebați, Radu, ia spune ce sistem de operare ai mai instalat pe laptop sau ce ai mai făcut tu pe laptopul tău. Și o să vedeți că nu pleacă și vorbește în continuu despre pasiunea lui. Sau dacă vreți să nu mai alerge David prin clasă, dau un exemplu, chiar un nume aleator, da? David sau Ionel, ați încercat să spuneți, băi, Ionel, ia spunem te rog, cine a dat cele mai multe goluri la campionat în vara asta? Dau un exemplu, aiurea. Să vezi cum stă lângă tine și îți povestește. Adică, am un copil cu nevoi speciale, îl segregăm mai mult, îl izolăm mai mult, îl facem să se simte mai izolat decât este deja. Oricum, în mod natural, noi evităm ciudatul, da? Deci, oricum, această uh, uh, izolare a lor, a copiilor atipici, apare în mod natural. Și bullying-ul ăsta de către ceilalți. Se mai adaugă și <coughs> un însoțitor, de fapt un gardian acolo, care să-l facă să se simte mai ciudat decât se simte. Se adaugă și ignorul uh, dascălului, pentru că, a, mi-a rezolvat problema. Deci nu trebuie să mă mai ocup de, de acest personaj care e. Mă ocup de restul, de ceilalți care nu creează probleme, da? Iar celălalt, păi da, are însoțitor. Sunt copii care au nevoie de însoțitor, dar nu așa. Însoțitorul trebuie să-i ajute când nu reușesc la, la ceva, dar nu să fie acolo în permanență, nu să facă ei educația sau școala. Să ne înțelegem, nu spun nici pe departe că a educa, da, a, să zice pe nu, a preda unui copil atipic sau unor copii cu că e cu ADHD, că e cu TSA, deci un copil cu atipic nu este deloc ușor. Este extrem de greu. Eu sunt ferm convins, dar atitudinea nu este hai să-l izolăm și hai să-l punem, să se ocupe cineva așa special de el. Nu, ci hai să punem toți umăr de la umăr da? și hai să încercăm să-l integrăm. Uh, eram la un congres uh, la București și stăteam la masă cu niște colegi, alte specialități, așa mai departe, și am rămas surprins când una dintre colegele mele, neștiind de uh, băiețelul meu, povestea cum că, în, că uite unde se ajunge în societatea asta, unde, unde, spre ce se îndreaptă societatea noastră în clasă la fi mea, la grădiniță, nu știu, fică să fi având 5 ani, este un copil cu autism și e groaznic, deci perturbă liniștea. De când a venit, s-a mutat la ea în grupă, parcă a scăzut, a afectat pe toată lumea și, cum să zic, a... fetița mea nu mai învățătoare, educatoare nu se poate ocupa cât trebuie și parcă nu mai știe atâtea cântece, parcă nu mai știe atâtea poezii că uh, trebuie uh, învățătoare, educatoare respectivă să se ocupe de acel, uh, de acel copilaș. Și uh, de ce nu-l duce undeva? Asta a fost. De ce nu-l duce undeva? De ce, de ce să strice și pe ceilalți? Să-l ducă într-o grădiniță specială și efectiv mă, 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 durea fiecare, fiecare cuvânt spus de ea. Mă uitam, adică vorbim de o persoană de, nu știu, 30 și ceva, între deci nu vorbim de, de, o persoană de extrem de în vârstă sau rigidă, auzind-o spunând și zic, dar știi că nu asta e soluția? Puneam întrebări foarte practice. Și unde ai vrea să-l pui? Cu cine? Ai vrea să-l și închizi undeva? Dar dacă vrea să fugă, de exemplu, ai pune și gratii la geam? O întrebam și ea nu-și seama de, de ironia mea, și da, îmi spunea, păi da, să închidem, să nu știu ce, să luăm atitudinea de genul. Am simțit că, că nebunesc. Deci, nu-mi pasă, asta este atitudinea, să știi, atitudinea generală a oamenilor. Când au de-a face cu, sau văd, un copil atipic, ceva nu-mi nu pasă, ce faci cu el, fă orice, numai nu mă deranja. Numai ia de aici, ia din spațiul meu, fă să dispară, că nu-mi place. Exact asta e și atitudinea școlii, rezumată, da? Ok, da, suntem inclusivi, sigur, da, dar faci ceva cu el? Adică, cumva să nu ne încurce? Niciodată nu am, nu am auzit de la, de la cadrele didactice da să mă întrebe, dumneavoastră, cum faceți acasă? Mm -hmm. Ce credeți că l-ar ajuta mai mult? Uite, am observat că dacă fac aia, se întâmplă aia. Sau, cum îl motivați? Nu. Niciodată. Tot ce auzi de la cadrul didactic este uh, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. A făcut aia, a făcut aia, a făcut aia. Soția deja uh, nu mai poate asculta lucrurile astea, o, o deprimă foarte tare, și mă duc, mă duc numai eu. Dar zic, da, ceva bun a făcut. Îmi spuneți și ce a făcut bine? Uh, uh, păi cum, cum Zic, adică, adică, ce, ce a făcut bine astăzi mi-a spus. Mi-a spus numai că a scris pe tablă, că a, uh, nu știu, am pins o colegă, l-ați întrebat de ce am pins-o. Poate că i-a zis ceva, poate că a fost și el împins. Stigma asta, eticheta asta e, e, e groaznică. Nu poți să urli la un copil să spui stai jos, stai jos și el să stea jos și numai atâta să faci. Nimic altceva. Da, din păcate, cred că toată experiența pe care ne-ai rel relatat-o acum vine și din uh, lipsa de înțelegere, care probabil vine din, la rândul ei din lipsa de cunoștințe despre ce înseamnă da, să ai un copil cu, dificultate, cu dificultăți emoționale sau dificultăți de sănătate mentală. Să ai un copil în clasă, tu fiind profesor sau, cum ai spus tu, învățător, învățătoare la clasa respectivă. Să vezi psihologul școlar cât este de absent. Adică eu, o persoană mai necalificată, încerc să mă exprim frumos, da, pentru jobul respectiv n-am întâlnit. Întâmplător, întâmplător sunt, sunt pediatru și mă mai pricep la chestiile astea. Și puneam întrebări psihologului școlar care teoretic ar trebui să mă ajute și întrebam, dar știți că tulburarea asta vine cu asta la pachet? Uh, uh, uh. Reacția ei, bâlbâială. Mai avem, să știți că mai avem uh, copii cu dosar CES și nu avem probleme cu ei. Au, uh, sunt copii cu, nu știu, cu diabet, da? care trebuie să-și facă insulina și au nevoie de însoțitor, dar nu, nu în sensul, deci, adică copii neurotipici. Și zic, și ce diagnostici au și Știți că în funcție de diagnostic se... Nu știu să vă spun. Păi cum, doamna psiholog, nu știți? Păi cine să știe? Adică nu dumneavoastră trebuie să știți ce probleme au copiii din școala dumneavoastră. Zic, nu vreau nume, nu sunt curios cine sunt acei copii, dar eram curios ce patologie aveți, de, de ziceți că e atât de, de uh, problematic uh, fiul meu și nu știe să răspundă. Deci omul ăla și ia salariu făcând ce? Stând la povești și la cafele sau stând la povești cu mine? Din felul în care ne-ai povestit până acum, tind să cred că ai o înțelegere mult mai complexă asupra patologiei și asupra funcționării unui copil, așa cum spui tu, neuroatipic, atât în sistemul familiei, cât și în mediul școlar, atât din punct de vedere al părintelui, cât și din punct de vedere al medicului pediatru. Um, în ce fel crezi că te-a schimbat această experiență, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere al părintelui? Da, m-a schimbat foarte mult. Uh, enorm de mult m-a schimbat. Ca părinte... Uh, um, acum, uh, fratele lui, lui Radu este neurotipic și văzând făcând o mică comparație între ei, nu ca -aș, aș, aș face o, o diferență între ei, da, iubesc pe amândoi la fel, este de 100.000 de mii de ori mai ușor să crești un copil neurotipic. Rămân înmărmurit, da, de ca părinte, asta e perspectiva de părinte, cât de, cât de ușor e copilul tău să te întrebe, să-ți ceară chestii la trei ani, da? Să spună unde mergi, ce faci, de ce pleci, de ce vii și îmi aduc aminte cum era cu Radu, el doar făcea chestii și acum doar face chestii, nu treabă, deci el doar face <laughs> și uh, frica aia că nu știam, ce, nu știam niciodată ce se întâmplă și acum să vin așa să te întrebe efectiv copilul unde este, nu știu, cana, că vreau să beau apă, rămân, rămân absolut înmărmurit și mă gândesc, Doamne, cât de ușor este să crești un copil. Iar ca pediatru, iar și acolo m-a schimbat foarte mult, în sensul că am devenit de 10 ori mai sensibil la toate semnele astea, câteodată am senzația, zic, wow, parcă sunt un magnet, numai la mine vin copiii cu, cu atipii, dar le, le văd mai, mai, mai limpede. Ești mai atent. Cu toate terapiile, cu toți psihologii, toată armata asta de specialiști, am și învățat și, zic eu profesional, m-am învățat cum să mă raportez la copilași, da? Să nu-i fac să plângă în cabinet, să le dau ceva de lucru tot timpul, să avem în, în cabinet un pat din ăsta cu telecomandă care se schimbă poziția, se ridică, se coboară. E clar că în momentul când o să am un băiețel o să-l pun să apese acea telecomandă mm. și îl consult în timp ce se plimbă în sus și în jos cu patul. Și este extrem de fericit. m a învățat să, să fiu. Știu, fetițele sunt mai empatice. Prima dată consulți o păpușă la o fetiță. La băiețel nu o să-i mașinuța. Că nu vrea să-i consulți mașinuța, e, e aiurea. El o să vrea să se plimbe cu, cu, cu patul ăla de, de, de sus până jos. Știi, și da. Înainte nu eram atent sau nu eram așa de atent la lucrurile astea. Pur și simplu îmi făceam meseria în alt fel. Poate că greșit, poate că îmi făceam gre meseria mai prost, zic, nu știu, mai rău. Sezația am că acum uh, îmi fac meseria mai bine. Deci cumva în toată experiența asta au fost e și un părți bine. pozitive. Da, da, exact. da. Pe final, Vlad, aș vrea să te întreb cu ce ai vrea tu să plece cei care ne ascultă, părinți și adolescenți deopotrivă. Aș zice așa, îmbrățișați, îmbrățișați tot ce este diferit. Îmbrățișați oamenii, copiii atipici. Sunt minunați. Dacă e diferit, nu înseamnă că e rău. Dacă e diferit de tine. Au atât, atâta potențial. Dau exemplu băiatului meu care e un, un mic geniu inventator la, la 9 ani, face niște chestii de rămân înmărmurit. Îți dau un exemplu, repară laptopuri, instalează Windows-uri, caută, este un autodidact, da? îmbrățișați pe oricine, chiar dacă e diferit de tine, chiar dacă ți se pare ciudat să vezi cât de frumos e pe interior. Cred că Cred că asta ar fi mesajul meu și uh, pediatru, mergeți cu copiii la medic. Mergeți la medic, nu mergeți la nu știu cine să vă dea uleiurile esențiale. Mergeți la medic, căutați, așa le spun părinților, exact cum mergi la pediatru, cătușește și care că muci, du-te la psihiatru să vezi dacă e ok. Nu aștepta, nu aștepta, nu sta, să mă, o să mă duc după sărbători, am auzit chestia asta. Trec sărbătorile și o să mergem, o să vedem, atunci căutăm o programare. Dar mai sunt două săptămâni până la Crăciun, ce sărbători să treacă? Nu știu, dacă face febră, aștepți după sărbători să mergi la pediatru sau te duci atunci? Mergeți la medic, începeți, dacă vi se pare orice ciudat la copilul vostru, diferit. Nu știu, ciudat nu e cuvânt bun, diferit față de alți copii, observați ceva, mergeți, mergeți la psihiatru sau la pediatru, da, la început, dar mergeți să, 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 aflați, să vă confirmați sau să vă infirmați ceva. Da, așa e. Îți mulțumim tare mult pentru disponibilitatea de a împărtăși și cu cei care ne ascultă atât experiența ta de Părinte, cât și cea de pediatru, așa cum ne-ai povestit până acum. Mulțumesc și eu că mi-ați dat ocazia. Uh, e, e greu să vorbești despre lucrurile astea, să știi că e, e foarte greu și mă emoționez. Uh, dar uh, sper că, nu știu, sper că am transmis mesajul care trebuie. Cu siguranță. Îți mulțumim. Mulțumesc și eu. Mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod al podcastului Povești cu Minți. Vă invităm să ne urmăriți pe rețele de socializare pentru materialele video pe care le vom posta în următoarea perioadă despre ADHD. Ne dorim să creăm o comunitate în care să existe un spațiu sigur pentru a ne împărtăși experiențele interioare, fără frică de a fi judecați sau respinși. În episodul următor îl vom avea alături de noi pe Ciprian Vasiu, psiholog și psihoterapeut, care ne va împărtăși din experiența lui din cabinet, în ceea ce privește copiii și adolescenții cu ADHD.